Dragilor, am revenit, bineînțeles, emisiunile noastre Business and Living și astăzi vom vorbi cu un alt campion al boxului, dar mai tinerel. Ia să vedem noi. Ce faci? Bine ai venit la Brașov. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Cum ești? Bine. Emoții, ceva? Aici, galeria, sunt toată lumea emoții, vorbea da? De fete, dar Întotdeauna revenim emoții. noi imediat să vedem ce înseamnă, de ce vorbeam de fete, dar nici nu știți ce este în spatele acestor camere. Daniel, prezentare de la șef și, cum să zice, de la organizatori, va lupta împotriva turcului Ugur după gala noastră, urmând să boxeze în cea mai tare gală din America, în Las Vegas. Mai tu te duci în Las Vegas pentru jocuri, pentru dalea, să te plimbi, să nu știu ce. Cum ai ajuns în Las Vegas? Dar revenim. E, vezi, Da. să nu te încurc, știi? Cum te-ai apucat de box? Tatăl meu, pasionat de box din Da? copilărie, nu a făcut performanță, dar ne jucam tot timpul prin casă, m-a învățat ce știa și el și apoi m-a îndrumat către un Să ne club faceți și niște sportiv. poze, vă rog frumos, ca să se vadă că Da. suntem aici. M-a îndrumat către un club sportiv, mama mea mi-a fost alături și m-a De dus unde tot ești? timpul. București. Din București. București, da. București, capitala Da. țării. Multe cluburi acolo. Ai Foarte avut mult. ce să alegi Da. sau te-ai orientat? Clubul De la câți ani ai sportiv, început? la 9 ani am început, La 9 ani, la acum având 30. 30. Au trecut ceva ani. 20 21, da. de ani. Da. Ce înseamnă pentru tine să fii în liga mare, știi cum să spun? Adică, totuși, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faci. Cum ai ajuns aici? Pentru mine este o mare realizare în momentul de față. Mi-aduc aminte cu drag de începuturile boxului. Mi-a fost foarte greu, foarte multe emoții, dar mi-am dorit întotdeauna și am fost un copil foarte disciplinat. Ceea ce mi s-a spus, aia am făcut, am De ce nu muncit te-ai făcut enorm. doctor? Așa a fost Sau inginer? chemarea, da. Te-ai Dacă... dus pe zona asta Da, de box, da? Ai vrut să demonstrezi? am vrut să demonstrez că pot fi un campion. Mă uitam și eu la televizor la Care e foști idolul campioni. tău? Idolul meu actual în Nu e box, Rocky, da? Rocky, a fost un film Instrumental, inspirațional, da. chiar îl urmăresc și acum la fiecare meci pentru că mă ajută foarte mult. Idolul meu în prezent este Floyd Mayweather, un boxer american super Poate o să-l inteligent. cunoști, o să-l vezi la Las Vegas. Sigur. Să faci poze, să ne le trimiți în direct, te rog Da, frumos. sigur, Doamne ajută. Să zic așa că puteam să am ocazia să-l cunosc pentru că am luptat în Dubai anul trecut în noiembrie și el a avut un meci la o zi distanță de mine. Din păcate nu am reușit să ajungem la timp la antrenamentul public și am ratat poza. Dar pe viitor, poate în următorul meci din America, îl voi prinde acolo cu siguranță. Ce medalii, ce diplome, ce centuri ai câștigat? Sunt campion național cadet, junior, tineret, vicecampion național tineret plus seniori, câștigător al Cupei României în mai multe ediții. Am participat la campionate mondiale 2 ani la rând, fost component al lotului național, câștigător al turneelor internaționale. Asta a fost partea de amatori. Deci experiența care m-a ajutat să merg spre profesionism, care este un nou început, este ca și cum ai lua de la zero din nou. Cum e? Ce trebuie să le spunem tinerilor care se uită la noi, așa, la o discuție amicală? Băi, e fain boxul, uite așa, dacă se uită la tine pe stradă, și eu nu o să zică că ești boxer. Da. L-am avut invitat înainte în platou pe Bogdan Dinu și na, e mai Mai robust, așa, fioros. mai fioros, da. Și la tine nu ai zice că ești boxer, știi, Da, dar... da. Cum e? Adică, uite, două diferențe din astea, așa, mai făcuți așa, cam îl vezi că e pe zona asta, dar la tine... Da, boxul este pe categorii. Eu în ring sunt un alt om, în viața de zi cu zi sunt un om foarte disciplinat. Ai familie? Am și familie, am o fetiță de 5 ani și 4 Să vă luni. trăiască, să Mulțumesc felicitări. mult, mulțumesc de Și asemenea. soția ce zice? Mă, iară vii, iară trebuie să stai vreo două luni în casă că ești cam Da, desfigurat. Ce s-a s-o faci? obișnuit. De S-a obicei, obișnuit, da, nu? de Și obicei fetița ce zice? fetița mă urmărește cu drag și chiar îmi dă indicații. Zice, tati, la meciul ăsta trebuie să lovești așa, Apa! trebuie să păcălești Și ai adversarul. băgat-o deja la karate, la o chestie, la Merge o... la handbal, s-a Merge apucat la de o handbal. Ah, săptămână. deci e Da, mai light. E e mai ok, light. e la capitolul de joacă acum, momentan. Înțeles.
Și soția ce își face? E tot în zona asta sportivă? Sau nu, ea nu este. Ea are grijă de fetiță și mă susține poate în activitatea mea sportivă, da, acasă, să zic așa, gătitul, organizarea echipamentului și așa mai departe. Foarte bine. Cum este viața aceasta de familie și viața de sportiv? Pentru că totuși, exact, vorbeam și cu Bogdan, sacrificiile sunt destul de mari, dar și vin și rezultatele. Da, sunt foarte multe sacrificii. Eu mă împart foarte bine, încerc să le fac pe toate. În viața de zi cu zi, eu sunt și antrenor, unde am propria sală. Am mai mulți colaboratori în acea sală, dar ne descurcăm fiecare pătrățica lui. Programul meu ca antrenor este de 3 ori pe săptămână. Cum ar veni ca la job? Jobul, da. Iar activitatea mea zilnică nu există. Să nu mă antrenez, pentru că este un stil de viață. Este... La cât te trezești? La 8. La 8.00. Deci este... nu e da. Să te trezești cu noaptea în cap, a 4, să te duci pe un coclaur, pe acolo, pe Herăstrău. Pentru că este un stil de viață, asta trebuie să fac până nu voi mai putea. Cam la ce vârstă se poate opri un boxer? Eu zic că până în 35 de ani ai un progres mare și poți face marea performanță. După 35, clar începi să ai un regres în performanță, dar nu înseamnă că nu poți fi campion. Avem în boxul mondial campion la 40 ceva de ani, adică și care se luptă la un nivel foarte mare. Ei, uite, toată lumea trebuie să înțeleagă și după cum știți, cum vorbeam și cu spadasina noastră, doamna Brânză, și calea aceasta o și salutăm. Că totuși trebuie să încep de foarte mic, da? Și este un timing. În acest timing trebuie să demonstrezi să fii acolo. Da. Cum de ai răspuns prietenul nostru drag Daniel să vii la Dracula Boxing Show și să fii aici în acest gală minunat? A fost, sincer, foarte interesant să lucrez cu el, este un om extraordinar și chiar avem planul de viitor, vrem să facem, el vrea să organizeze multe gale în viitor, în România, ceea ce ne ajută pe noi sportivii să creștem, să ajungem la nivelul următor. E foarte important și pentru cei care vin din urmă, debutanții din boxul amator în boxul profesionist, să poată să lupte în astfel de gale. Altfel nu vor reuși să ajungă la un nivel foarte mare. Oricum, tu ai fost la prima ediție? Ai văzut-o? Prima ediție am urmărit-o, dar nu am participat. Și cum ți s-a părut așa? Foarte bine a ieșit. Deci a fost o gală extraordinar de bună și asta cred că va fi mult mai bună. Ei, cum am spus și la început și mi s-a și șoptit din regie, care e treaba cu Las Vegas? Las Vegas. Deci eu am semnat contract pentru 12 august la MGM Grand Washington. Deci atunci trebuia să lupt. Să povestești celor care sunt în fața televizorilor ce înseamnă aceste prescurtări ca să înțeleagă. Da, te rog, da, sigur. Ok. Deci eu am semnat contractul pentru următorul meci acum 2 luni de zile, care trebuia să se întâmple pe 12 august la MGM Grand în Washington. Din păcate, adversarul s-a accidentat înainte cu 10 zile de meci. Vito Mielnik Jr. este numele lui. Are un palmares de 15-1. 15 victorii, o singură înfrângere. Bravo! Este în top WBA, una din versiunile mondiale importante ale boxului profesionist, top 10. A rămas să se reprogrameze meciul în luna octombrie, era de fapt. Dar, din păcate, încă nu s-a stabilit și aștept cu nerăbdare Challenge-ul, sigur, sunt pregătit pentru el. Este o gală mai mare unde sunt foarte mulți și ție ți s-a repartizat acest jucător? Sau... Deci eu trebuie să lupt cu acest sportiv într-o gală anume. Deci următoarea tu reprezentând să fie România. România, da. Iar următorul obiectiv unde am stabilit ar fi Las Vegas. Nu știm încă data, așteptăm, eu aștept cu nerăbdare, eu și echipa mea. Chiar acest meci de la Brașov mă va ține în formă și în pregătire, focusat pentru acel meci important. Deci vine ca la un pachet, așa, adică da, totuși da, sigur, nu ieși din, să nu ieși din formă. Da. Cum e să pleci din România, să te duci, să vii înapoi, să faci aceste lucruri, să reprezinți de fapt țara? Pentru mine este plăcut, este întotdeauna o onoare să lupt în fiecare țară sau chiar și la mine acasă, pentru că fac ceea ce îmi place.
lupt din suflet, vreau să arăt ceea ce eu am învățat în toți anii respectivi și vreau să demonstrez că sunt mult mai bun de la an la an. Și antrenezi? Sigur, am copilași și adulți de toate grupele, doamne, domnișoare, care vin și fac mișcare pentru doamne, ei. Doamne, domnișoare, uite, da, revenim sigur. La discuția noastră. Păi acum, dacă tot ai zis de doamne și domnișoare, te rog frumos să inviți tu oficial pe 22 septembrie. Toate doamne, toate domnișoarele și toată lumea, bineînțeles. Vă aștept în număr cât mai mare la sala sporturilor din Brașov să mă susțineți, pe mine și colegii mei. Frumos, da? Acum, da. Cum se zice, n-am vorbit cu Dani să ne dea un premiu pentru această dată, dar vă așteptăm pe toți și, bineînțeles, o întrebare așa de suflet, pentru că ești la televiziunea grupului Iubim Brașovul, la Business and Living. De ce Iubim Brașovul? Faci exceptare că spune tu cu sufletul tău. Este un oraș turistic în primul rând, are peisaje foarte frumoase. Și este foarte plăcută atmosfera de aici. Și ca să nu o facem geloasă pe soție, da, are fete foarte drăguțe. Foarte, foarte. De atunci din București, acolo fetițe duși la București, acolo, deci e ok. Dragilor, îți mulțumesc foarte mult, Daniel Buciuc, care reprezintă România și reprezintă, bineînțeles, la gala Dracula Boxing Show pe 22 septembrie, numai la Brașov, veți vedea un regal și veniți, pentru că Brașovul merită și uite, și bucureștenii și-au călcat pe suflete să vină la Brașov, glumesc. Da. Felicitări. Mulțumesc. Și să ne vedem cu mult drag.